Astăzi despre plinătate. Așa a fost voia Domnului. Vorbeam cu fratele Aurel că voi vorbi despre plinătatea Duhului tocmai în ziua în care sărbătorim coborârea Duhului Sfânt și nașterea Bisericii. Așa a fost providența Domnului. De aceea vom citi un text din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 16 la 22. Dăm cinste cuvântului și ne ridicăm cu întreaga adunare. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 16 la 22. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Acesta este, cred, al șaselea mesaj din seria de mesaje din cartea Efeseni, scrisă de Apostolul Pavel. Suntem în capitolul 5. Primul mesaj a fost introductiv. Apoi am început șase mesaje legate din cele șase capitole. Primul capitol am vorbit despre binecuvântări, capitolul 2 despre har, capitolul 3 despre taină, capitolul 4 despre înnoire. Și am ajuns în capitolul 5, unde accentul cade pe plinătate, plinătatea vieții cu Dumnezeu, cu Hristos, plinătatea Duhului. În limba latină, plenitudo. Apostolul ne cere să ne trăim viața plin de Duhul Sfânt. Dacă El cere aceasta, înseamnă că se poate. Ce înseamnă, practic, uitați ce urmează imediat după acest verset la imperativ. După versetul 18 vine așa: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Da? Și cântați din toată inima laudă Domnului. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Doi, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Asta înseamnă să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Aici aminul vostru a fost cam moale. Trebuia cel mai puternic să fie acum. Sunt texte în Sfânta Scriptură care așa te mobilizează, îți schimbă viața. Eu mi-amintesc de câteva momente în care macazul vieții mele s-a schimbat și mai ales din cauza Cuvântului lui Dumnezeu. Am făcut loc Cuvântului în viața mea încă de tânăr și așa, Domnul îți vorbește din texte uneori pe care nu le-ai băgat în seamă inițial. De curând am citit despre un mare om al lui Dumnezeu, John Wesley, care a fost un temeitorul mișcării metodiste și apoi a bisericilor metodiste de astăzi, care numără zeci de milioane de credincioși. El a fost anglican, protestant anglican, Biserica Angliei a făcut teologie. Era foarte activ în lucrare, dar viața lui nu era schimbată, nu era nimic deosebit în ea.
Și el știa asta. De exemplu, s-a dus în America, din Anglia în America, printre indieni, să le vorbească despre Evanghelia lui Hristos, vestea bună a mântuirii, și oamenii să-și schimbe viața. Și după câteva luni acolo, s-a întors înapoi în Anglia și scria în jurnalul lui: le-am vorbit, le-am cerut indienilor să-și schimbe viața, dar mie cine mi-o va schimba? Și era predicator, ca noi, unii dintre noi. Și totuși ceva s-a întâmplat în viața lui. A făcut ceva ce noi nu recomandăm. A deschis Biblia la întâmplare. Foarte rar se potrivește ca Dumnezeu să-ți vorbească și așa. El era foarte minuțios. Apropo de mișcarea metodistă, vine la faptul că el era foarte metodic și studia metodic, foarte atent, consecvent cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta avea un deznădejde în suflet. Vrea o viață nouă. Vrea ceva diferit. Și a deschis Evanghelia după Marcu, cred că capitolul 12, unde Iisus e întrebat de un evreu: care e cea mai mare poruncă? Și Iisus răspunde: cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău, toată ființa ta, sufletul, puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și evreul confirmă și spune lui Iisus: drept ai răspuns, rabi, așa este, cea mai mare poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, pe aproapele tău. Dacă faci lucrul acesta, e mai important decât toate jertfele care se aduc. A fost o completare foarte potrivită, mai ales de venită de la un evreu. A înțeles esența vieții cu Dumnezeu. Și atunci Iisus îi spune acestui iudeu: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Această expresie, când John Wesley a citit-o, a luat-o pentru el și a schimbat viața. Pentru că el s-a identificat cu acel evreu care nu era în împărăția lui Dumnezeu, era doar aproape de ea. Dar mai trebuia un pas. Seara aceea s-a dus la o întâlnire oarecare în Londra și a ascultat un mesaj din Romani, din către un predicator oarecare, într-o biserică oarecare. Dar el scria în jurnalul lui seara aceea că, într-un mod miraculos, inima mi s-a încălzit în mod ciudat. Și am știut atunci că Iisus Hristos a murit pentru mine, pentru păcatele mele, pentru mine. Și viața lui s-a schimbat. De la un verset, vedeți, de la ceva a declanșat schimbarea în viața lui. Tot așa, există în viața noastră, credincioșilor, momente, intervenția lui Dumnezeu, când se schimbă viața ta. Unii aici ați fi martori că așa s-a întâmplat cu voi. Sigur, nu este în primul rând o lucrare omenească, ci este lucrarea Duhului Dumnezeu, dar este posibil. Îmi amintesc de altceva mai hilar puțin. Ați auzit de președintele Americii, Jimmy Carter, care și el era un creștin nominal, oarecare, conducea mașina într-o zi, când, înainte de a fi președinte, conducea mașina pe autostradă și o mașină în fața lui a avut un abțibild, câteva cuvinte scrise pe spatele mașinii. Și în limba engleză era: if you were arrested for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Dacă ai fi arestat pentru că ești creștin, ar fi suficiente dovezi ca să fii condamnat? Expresia aceasta, abțibildul acela, i-a schimbat tot sensul vieții. Se poate și așa.
Altceva important, că Dumnezeu lucrează într-un fel sau altul la noi ca să ne pună o nouă pasiune pentru El. Pentru că asta înseamnă a fi plin de Duhul lui Dumnezeu. Nu înseamnă să faci tot fel de lucruri așa extravagante. Plinătatea se traduce în multe feluri. Dar naște o pasiune pentru Domnul. Cum poți dovedi adevărata umplere cu Duhul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? În Scriptură, apostolii au făcut un fel de ordine a modului în care Dumnezeu lucrează mântuirea în viața unui om. Nu, nicăieri nu vei găsi acest ordo salutis, cum se mai numește, sau ordinea mântuirii, a etapelor mântuire. Dar ele se desprind, în special din epistolele Apostolului Pavel. Și ordinea ar fi cam aceasta. Când se schimbă viața unui om, primul lucru, dacă ar fi să încep, ar fi Ioan 3:5. Când Iisus stă de vorbă cu Nicodim și îi spune că trebuie să te naști din nou. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Asta e prima etapă numită regenerare, naștere din nou. Când toată viața ta ia o altă direcție, toate sectoarele sufletești ale tale sunt inundate de un nou adevăr, de prezența Duhului lui Hristos. A doua etapă ar fi așa numită pecetluire. Noi am citit despre aceasta în Efeseni 1:14, că Tatăl, vă amintiți, spune Pavel, Tatăl ne-a ales înainte de întemeierea lumii, Fiul ne-a răscumpărat, adică ceea ce Tatăl a conceput, Fiul a aplicat, a împlinit, și apoi vine în Efeseni 1:14 că voi veți fi pecetluiți, da? Cu 13, iertați-mă, și 14 sunt legate, veți fi pecetluiți cu Duhul Sfânt. Pecetluirea aceasta este siguranța pe care o primești, că ești al lui Dumnezeu, că ești schimbat, că ești ucenicul lui Hristos. Cine are pe Fiul, are viața. Scrie. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că cel care crede, l-are pe Fiul, are viața veșnică. Deci, toți creștinii trebuie să aibă o siguranță în ei. Nu așa că dacă te întreabă cineva, ești un mântuit, da, Domnul știe. Nu, tu trebuie să știi. Când Duhul lui Dumnezeu este în tine, îți aduce siguranța, pecetea aceea, că ești mântuit. Și apoi urmează a treia etapă, care este botezul. Deci ești născut din nou, uneori nașterea aceasta din nou e un proces, durează, alteori poate fi așa spontană, apoi vine acea pecetuire sau siguranță dată de Duhul lui Dumnezeu și mi-am mai notat un verset aici, 2 Corinteni 1:22, ca să îl confirmăm. Așa, uitați ce frumos scrie Pavel aici. Și 21 e frumos. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Știți ce este arvuna? Garanția. Deci, e o garanție pe care Dumnezeu o pune în inima noastră. Apoi vine, zic, botezul. Botezul este intrarea, să zicem, alipirea de trupul lui Hristos de biserică. Botezul nu mântuiește, ci confirmă deja că ești mântuit, că ești născut din nou. Și apoi următoarea, patra etapă, după regenerare, pecetluire și botez, urmează locuirea. De mai multe ori citim aceasta, că Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în noi, nu vine doar în trecere.
intră în tine ca o haltă și apoi pleacă. Nu, El vine să locuiască noi. În 1 Corinteni 3 cu 16, Apostolul Pavel scrie: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Da. Și unii se opresc aici. A, și zic, fain, am, Duhul locuiește în mine, sunt mântuit, am siguranță, am făcut legământul, botezul este un legământ pe care îl faci, e absolut necesar în tot acest lanț, dar mai există ceva, o a cincea etapă, despre care puțini creștini știu sau o doresc să ajungă în această etapă. Umplerea sau plinătatea. Și aici avem textul nostru, Efeseni 5 cu 18. Fiți plini de Duh. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă adică să fii de acum stăpânit sau sub controlul Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că personalitatea ta a fost anulată. Nu. Duhul Sfânt, când te umple, nu-ți anulează personalitatea, ci o împlinește. Este un control, dar în sens de influență. Cu cât relația ta cu Duhul Sfânt este mai serioasă, cu atât această umplere, această plinătate se va vedea. Și aici este contrastul pe care Apostolul face în textul nostru, sper că ați observat, că în același verset, versetul 18, el scrie: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. M-am gândit, ce-i cu metafora asta aici? Nu putea Pavel să aleagă altceva, să descrie plinătatea Duhului, dar contrastul este foarte puternic și nu-i la întâmplare. Pentru că ce sugerează aici Pavel este contrastul între a fi controlat de firea ta sau de Duhul lui Dumnezeu. Cum arată cineva controlat de vin? Ați văzut probabil oameni care sunt sub influența alcoolului. Adică un astfel de om nu știe ce face. Face uneori ceea ce în mod normal n-ar face. Uneori e copleșit de emoții, nu mai poate gândi cum trebuie, poate devine mânios, furios. Când ești controlat de vin, spune Apostol Pavel, nu mai ești același. Paralela funcționează în anumite limite. Pavel zice, nu așa, ci așa. Cum? Lasă-te controlat de Duhul Sfânt. Pe asta înseamnă că așa cum vinul te poate controla când te umple, așa și Duhul Sfânt te poate controla când El te umple. Cum te poate influența Duhul Sfânt prin umplere? Sigur, în primul rând, eu mă gândesc că aici are sens moral. Adică Duhul lui Dumnezeu e sfânt, nu? Așa spunem, Duhul Sfânt. Adică El te sfințește. Umplerea te duce la sfințire. De aceea nu cred în creștini care pretind că au avut botezul cu Duhul Sfânt, dar sunt imorali. E incompatibilitate. Nu se poate. Ce face Duhul lui Dumnezeu în cel credincios când îl umple? Îl schimbă, nu? Îi influențează viața. Te transformă după chipul lui Hristos. Te lași modelat de El în caracter. Adică te face asemenea lui Hristos. Iubești ceea ce iubește Hristos. Am auzit deseori această specificare și am citit-o în mai multe cărți.
că a fi plin de Duhul Sfânt nu înseamnă să ai mai mult din Duhul Sfânt, ci El să aibă mai mult din tine. E corect. Pentru că aici este confuzia și unii se roagă greșit. Vreau mai mult din Duhul tău. Ori îl ai, ori nu îl ai. Să specificăm. Invers ar trebui. Nu să te rogi să ai, ci Doamne, Tu să ai mai mult din mine. Vreau să ai mai mult din viața mea. Ar fi mai bine dacă ne-am rugat, deci Duhul lui Dumnezeu, vreau să ai mai mult din mine, vreau să ai și cămara aceasta din viața mea, pe care o țin închisă, unde n-ai pătruns niciodată. Deci aici văd necesară clarificarea aceasta, pentru că este ceva absurd să încerci să cauți a aduce mai mult Duh Sfânt în tine. Ca și cum El s-ar putea turna parțial pe sine însuși. Duhul Sfânt este o persoană? O ai sau nu ai? Ai relație cu ea sau nu ai relație? Problema deci la noi. Problema sau întrebarea este deci cât permitem noi ca Duhul Sfânt să aibă control în viața noastră? Și de aceea sunt niște condiții. Care sunt condițiile plinătății? A fi plin de Duhul Sfânt. Ne întoarcem la textul nostru, pentru că e un text pivot, versetul acesta în tot capitolul acesta. Pavel, vedeți, în primul rând spune că plinătatea este dorită întâi pentru comunitate, nu atât pentru individ. Fiți plini, nu fii. Fiți plini, adică accentul e pe plural. Fiți toți plini de Duhul. Sigur, indivizii formează comunitatea. Ei trebuie să fie fiecare umplut de Duhul Sfânt, ca apoi adunarea să spună că este și ea plină de Duhul lui Dumnezeu. Deci, umplerea nu este rezervată pentru o elită, doar pentru câțiva, ci este o chemare și o datorie pentru toți credincioșii unei biserici. Pavel spune, fiți, rugămintea e pentru toți. Mă gândesc că Apostolul Pavel și imediat vorbește despre ce se face în comunitate, în închinare. Vorbiți între voi cu psalm, cântări, da, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, deci la plural. Că să fii tu plin așa de unul singur, în singurătate, mi se pare fără prea mare efect. Și... dar când ești împreună cu alții și toți sunt plini de Duhul Sfânt, cam ce se poate întâmpla acolo? Mi-am amintit de o cântare compusă de Nicolae Moldoveanu. Cei mai în vârstă o recunoașteți. Pune, Doamne, dragoste între frați. O mai cântați și aici? Vreau să ascultați mai atent versurile, că avem și această slăbiciune să cântăm cântări fără să ne mai gândim la versuri. Bine, la unele nici nu ai la ce să te gândești, dar asta e altă problemă. Dar aceste versuri sunt foarte frumoase. Pune, Doamne, dragoste între frați, să fim toți ca o brățară care mâna ți înconjoară, ca un brâu de piatră rară, ca veșmântul tău de in, să nu poată ne desparte nici prăpastie, nici moarte. Și, cum scrie în Sfânta Carte, să fim una pe deplin ca veșmântul tău de in. Pune, Doamne, dragoste între frați când ne strângem la închinare, cât am fi de mult sub soare, fă-ne, Doamne, cu îndurare, o colibă și nu trei, nimeni să nu spună acolo sunt cu Pavel, sunt cu Apollo, și să fim de acum încolo ca un stol de porumbei să te bucuri tu de ei. Pune, Doamne, dragoste între frați, fă-ne tu o harfă vie, ce sub mâna ta mlădie să înălțăm o melodie, una cât am fi de mulți, trupul tău ce azi în lume, cei ce-l frâng în sfântul nume, strânge-ne într-un duh anume, gata pentru a fi luați, pune, Doamne, dragoste între frați. Și surori. Amin. Când spunem frați, includem și surorile. Ce înseamnă să fii plin, deci?
Deci plinătatea este cerută pentru toți, în comunitate. Mai este ceva aici foarte important. Că această poruncă a lui Pavel, fiți plini, da? Este o poruncă. E la imperativ expresia. Nu e o sugestie, adică, sau recomandare, v-aș recomanda să, ci e obligatorie, da? Nu opțională. Deci, plinătatea Duhului este obligație, nu opțiune. Și dacă ți se cere să fii plin, înseamnă că există pericolul să fii gol sau parțial plin. Și mai este ceva foarte frumos, ce deduc de aici, că plinătatea Duhului nu este doar o experiență izolată, ci una continuă. Plinătatea Duhului nu se referă la o experiență unică, dramatică, decisivă în viața cuiva. Adică ceva ce pornește viața cuiva de la zero. Asta am hotărât că e regenerarea, nașterea din nou. Și nu e vorba aici de o a doua binecuvântare, cum am mai auzit încercări de a explica, ca și cum prima binecuvântare ar fi convertirea și a doua ar fi această umplere cu Duhul. De ce nu ar putea fi botezul sau umplerea cu Duhul și în momentul convertirii? E posibil și asta. Bun, dar chiar dacă nu ai experiența parte în momentul convertirii, poți căuta astfel de experiențe ale umplerii oricând. Oricând. Și momentele acestea pot veni și în timp de pace și în timp de suferință, pot fi însoțite de anumite manifestări exterioare sau nu, pot veni deodată sau pot veni în valuri, pot veni pentru a te califica pentru lucrări noi. De mai multe ori am citit în Faptele Apostolilor că Pavel, plin de Duhul Sfânt, a făcut cutare. Da, un apostol, un lucrător, plin de Duhul Sfânt, a făcut dintr-o dată, parcă s-a declanșat ceva. Despre asta e vorba aici. Nu cred că s-au dorit niște standarde, niște reguli ale umplerii cu Duhul Sfânt neschimbabile. Și nu cred că trebuie să te rogi, Doamne, dă-mi a doua binecuvântare. Dar, mă rog, de ce să nu spui și a treia, și a patru, și a cinci? Nu există limite. Oamenii nu pun totul așa în niște cadre. Dar lucrarea Duhului nu poate fi planificată de noi. Deci, ideea de bază este să cauți constant această împrospătare, înnoire, pasiune nouă, umplere pentru lucrarea Domnului. Deci, avem două variante. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Prima variantă este să te gândești că Duhul este un fel de conținut cu care noi suntem umpluți. A doua variantă este că a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă sau are sensul că El, Duhul lui Dumnezeu, doar mediază actul umplerii. Atenție aici. Avem de ales. Poate că cei mai mulți am fi înclinați să zicem, da, Duhul Sfânt e așa o entitate, vine în noi. Eu nu găsesc așa ceva nicăieri. Mai degrabă găsesc varianta a doua în care Duhul Sfânt a mediat umplerea pentru diverse lucrări și mai ales pentru ce? Noi avem chiar și în Efeseni alte texte care vorbesc despre umplere. Iată, de exemplu, în capitolul 1, versetul 23.
Când vorbește despre Hristos, versetul 22, El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, deci biserica e trupul lui Hristos, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Da? Din nou. Capitolul 3, versetul 19, în rugăciunea Apostolului Pavel, El se roagă să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 10. Da? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Deci, și avem aici în capitolul 5, încă o dată, ideea de plinătate. Deci, plinătate, ideea e prezentă mai mult, în mai multe locuri în această scrisoare a Apostolului Pavel. Conținutul cu care creștinii sunt umpluți e plinătatea lui Dumnezeu, a lui Hristos. Pavel nu vorbește nicăieri în Efeseni despre Duhul Sfânt ca și conținut al acestei umpleri. Duhul Sfânt e Dumnezeu în acțiune, dacă vreți, e ceea ce face Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt mediază umplerea cu dumnezeire, cu Hristos a credincioșilor. Duhul aduce în tine ceva din Dumnezeu. Asta aici e sensul plinătății. Deci a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să fii plin de puterea și prezența lui Dumnezeu. Nu izolați ca și cum Duhul Sfânt este un conținut așa undeva și El mai vine. Nu, vorbim despre același Dumnezeu. Duhul este al lui Dumnezeu și este Duhul lui Hristos. Și când Dumnezeu te umple, adică Duhul lui Dumnezeu mediază această umplere de divinitate, se întâmplă ceva în noi. Cum aș putea exemplifica? Iau câteva exemple. În primul rând, Pavel spune în Roman 5, haideți să și citim acolo versetul acesta, Roman 5, versetul care vorbește despre dragostea turnată în inimile noastre. Versetul 5 chiar. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci, încă o dată, Duhul Sfânt mediază, Duhul Sfânt aduce, Duhul Sfânt ne dă ceva de la Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. A fost turnată în noi, adică El toarnă un alt tip de dragoste, nu cea naturală, ci este o dragoste nouă, de alt tip, altruistă, jertfitoare. Ce face Duhul lui Dumnezeu că intră în tine? De exemplu, îți dă puterea iertării. Da? A fi plin de Duhul lui Dumnezeu este când poți ierta ce normal n-ar, din fire nu-ți vine să ierți. Sau ce înseamnă să fii plin de Duhul lui Dumnezeu? Înseamnă să ai curajul mărturisirii, să ți se deschidă gura, să vorbești despre Hristos, pentru că până atunci ai fost rușinat. Dar când faci astfel de lucrări, că ai puterea iertării sau curajul mărturisirii sau curajul jertfirii sau actul jertfirii. Toate aceste lucrări mari le face Duhul lui Dumnezeu în tine. Nu tu le faci. Este ca și când altcineva în tine lucrează și prin tine. Băiatul meu, Titus, cântă la pian. Mi-ar plăcea și mie. Mi-ar plăcea ca el să cânte prin mine. Dar nu se poate, în sfârșit. Dar în plan spiritual acest lucru este posibil. Duhul lui Dumnezeu poate să facă ceva prin tine ce nici nu ți-ai imaginat. Asta e plinătate. Plinătatea este când prezența lui Dumnezeu este acolo,
Nu spun incontrolabilă, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează haotic, da, ci îți folosește personalitatea ta. Așa cum i-a inspirat pe autorii Bibliei, de exemplu, pe autorii cărților. Fiecare a scris așa cum era personalitatea, dar Duhul lui Dumnezeu supraveghea scrierea acestor cărți. De aceea noi credem că Scriptura este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Tot așa și predicile noastre trebuie date Lui, Duhului lui Dumnezeu. Noi ne pregătim, dar în predicare este așa o zonă tainică, o zonă în care noi nu putem controla și nici nu avem voie. Știi că Duhul lui Dumnezeu va lucra și lucrează. Deci, acțiunea nu e la tine, e la El. Nu e vorba de o emoție specială, atenție. Fiți foarte atenți la emoțional, că emoțiile ne păcălesc. Duhul lui Dumnezeu rar lucrează emotiv sau emoțional. Apoi, această lucrare și plinătatea Duhului nu este pentru o elită. Toți suntem chemați să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Și această plinătate nu e dependentă de procedură. Nu e o umplere ca și cum cineva se umple de băutură, să zicem. Accentul, le țineți, e pe conținut, nu pe procedură. Dacă ar fi, să rezum ce se întâmplă când cineva are plinătatea Duhului, 1 Corinteni 6:19, ia să încercăm, poate expresia aceasta ne ajută mai bine. 1 Corinteni 6:19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? M-a urmărit deseori această expresie. Da, ni se cere să, ni se permite să cerem să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, dar cu toată smerenia, Dumnezeu decide când se ne umple pentru o anumită lucrare, pentru a birui o situație grea sau o nouă provocare. Mare grijă la încercările noastre de a controla noi totul. Prin emoțiile noastre, prin înțelepciunea noastră, studiile noastre, experiențele noastre. Ni se cere să căutăm, să vrem mai mult, așa este. Dar, încă o dată, Dumnezeu decide cum și când să-ți dea umplerea. Și cadrul acesta al căutării umplerii de Duhul lui Dumnezeu e cel al sfințeniei, al maturizării spirituale. Când eu cer umplerea, o cer pentru lucrarea Domnului, pentru alții, nu pentru mine atât. Deci în rugăciunile noastre de cerere, prea mult eu este. Doamne, dă-mi mie, dă-mi, vreau eu, vreau... ceva nu-i regulă. E un dezechilibru. Da, o va face Dumnezeu, dar o cer pentru alții. Ca tu să fii util altora, ca tu să slujești mai smerit altora. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să îți rezolve ție problemele. Și acest proces de umplere are două etape. Primul este golirea. Și al doilea pas, a doua etapă este umplerea. Mai scurt, e umplere prin golire. Ce înseamnă aceasta? Golirea înseamnă că Duhul Sfânt nu poate să te umple dacă tu ești plin de altceva. Trebuie să dai afară, să elimini ce este rău, murdar. Că El se poate să te umple cu ceva bun și frumos.
A te goli înseamnă să fii disponibil ca oricând Duhul lui Dumnezeu să facă ce vrea cu tine. A te goli înseamnă să-ți cureți inima. A te goli înseamnă să te lepezi de sinele tău. Când acestea blochează umplerea, tu trebuie să te golești de ele. Vedeți că aproape toate au de-a face cu sinele nostru. Și apoi, după golire, vine umplerea. Și când mă gândesc la umplere, iarăși, nu mă gândesc că e un conținut acolo. Eu când mă rog pentru umplere, mă rog Duhului lui Dumnezeu să medieze ceva să mă umple. De aceea, umplerea înseamnă, în primul rând, să fii plin de, de Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care consolidează adevărul cuvântului în viața ta. Pentru aceasta trebuie să citești Biblia, să o memorezi, să meditezi la ea, să o trăiești. Ce înseamnă umplere? Înseamnă ca acest cuvânt să intre în toți porii sufletului tău. Înseamnă, cum spune Pavel aici foarte frumos, revenim la Efeseni, să te închini, să vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, adică asta e o formă de închinare. Să nu te obosească închinarea, să o dorești mereu, poate sub alte forme, da, și asta e posibil. Ce înseamnă umplerea, deci după golirea ta, ce înseamnă umplerea? Înseamnă să te lași cârmuit de Duhul, să te călăuzească Duhul în detalii. Înseamnă să ai roada Duhului în tine. Mai citește Galateni 5 încă o dată și vezi acolo lista aceea. Și așa e listă scurtă, să știți, în Galateni. Roada Duhului. Ce ai, ce nu ai. Și cere. Da, aici, da, trebuie să cerem. Da? Ca Duhul să aducă toate acestea, vedeți? E o schimbare de gândire, de mentalitate, când zici vreau să fiu umplut. Nu înseamnă că o entitate, o așa ceva, un întreg vine, pac, intră în tine, te-a copleșit, ești incapabil de a mai face ceva și atunci Duhul te-a umplut. Nu. Umplerea este și ea un proces, așa cum te golești, așa trebuie să fii pregătit să fii umplut. Și Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie acolo prezent. Părtășia, închinarea, roada Duhului Sfânt, dorința de a te sfinți. Regula, știți care este aici, pentru umplere, că puritatea și puterea merg împreună. Puritatea, sfințirea vieții tale și puterea Duhului Sfânt merg împreună. Nu pot să fie separate. Am discutat cu cineva nu de mult. S-a confesat, a vrut să îl ajut într-o situație spirituală și a început să-mi spună că el are mai multe daruri, că Domnul a lucrat prin el, așa, multe, multe. Și... Bun, atunci, la ce te aduci? Frate, am probleme cu autocontrolul pe linie sexuală. Mi-a spus, fai, frate, tu îmi spui mie că faci mari lucrări și tu nu te poți controla în ce le trupești. Zic, nu, ceva nu e în regulă. Poate zic că a fost cândva, dar acum, când tu vii după ajutor, tu ai mari probleme să te sfințești. Puritatea și puterea merg împreună. Nu se pot separa. Lecția de
astăzi este aceasta. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat în viața ta, te-a născut din nou, ți-a consolidat viața, e prezent ca o garanție în tine. Dacă vrei mai mult, se poate mai mult. Să fii umplut pentru lucrări noi, pentru etape noi în viața ta. Cere lucrul acesta. Dar ține minte că Dumnezeu decide, nu tu. Există un anumit, dacă vreți, respect, o anumită distanță spirituală în care respecti autoritatea Duhului Dumnezeu să facă El ce vrea, când vrea. Nu comanzi tu. El trebuie să fie la cârma vieții tale. Această umplere este posibilă. Te trimite într-o altă etapă a vieții, minunată, dar de ce nu o face cu tine? Poate că am descoperit că cel mai mare pericol este sinele nostru. Poate pentru că ești prea plin de tine însuți. Nu recunoști că ai niște probleme sau nu recunoști că ești gol și de aceea Duhul nu poate lucra. Sau poate că te-ai închis lucrării Duhului lui Dumnezeu. Ești la o voință distanță de umplere. Pentru că Duhul e gata, dar El nu poate face nimic pentru cei ce nu vor să fie umpluți. Câte vreme ești letargic, ușuratic, nu se va întâmpla nimic. Dar este posibil. Chiar gândește-te la aceasta. Ce ar avea, ce schimbare ar avea loc în tine dacă Duhul te-ar umple cu puterea Lui? Sunt niște dovezi ale acestei umpleri și le-am descoperit deja. În mijlocul adunării, când vorbim despre o adunare plină de Duhul lui Dumnezeu, umplută de Duhul, da? Ați observat că nu sunt multe criterii grele. Pavel începe cu vorbirea. Să fie vorbire duhovnicească între voi. Da? Să fie cântare, tot duhovnicească. Să fie unitate în gândire și în simțire. Și ați mai observat că cere ceva. Mulțumire. Să fiți mulțumitori lui Dumnezeu. Și aceasta, să știți că se poate extinde și în familie. Când știi că o familie este umplută de Duhul lui Dumnezeu? Când există vorbire cuvincioasă, plină de har? Când există mulțumire, când este închinare și în biserică, și în casă, nu numai în biserică. Când există supunere, că de-aia am citit și versetul 21, care de obicei, versetul 21 se citește la nunți. Ai, pentru numai cei căsătoriți. Nu! Versetul este în contextul plinătății Duhului Sfânt. Atitudinea de supunere unii altora, în frica lui Hristos, este dovada umplerii cu Duhul lui Dumnezeu. Deci, tu nu te poți umple singur. Duhul Sfânt trebuie să vină, să o facă. Tu te poți cere și e bine să ceri. Dovada, cum spunea cineva, dovada prezenței Duhului nu este să umbli pe ape, ci să umbli în curăție. Aici începe. Da, poți umbla și pe ape mai încolo, dacă te sfințești. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este sfânt și El cere sfințire. Asta înseamnă să fii umplut. De aceea toate sfaturile pe care Pavel le dă și în acest capitol merg pe direcția aceasta. Vreți umplere? Fiți plini de Duhul Sfânt. Începeți sfințindu-vă. Goliți-vă de tot ce este rău. Și apoi va veni și umplerea. Fără golire,
nu se poate umple. Dacă nu golești din creierul tău tot felul de lucruri, dacă nu elimini filmele murdare din viața ta, muzica murdară din viața ta, n-are cum să intre Duhul să cânți cântări duhovnicești care să îl onoreze pe el. Acest proces este aproape natural, aproape normal să fie acolo. E așa de simplu și totuși vedeți cât de complicat îl facem noi. Dar porunca este acolo. Și seara asta, asta am învățat. Fiți plini de Duh. Căutați lucrul acesta. Onorați-L pe Duhul lui Dumnezeu. El este gata să o facă. El o face, nu tu. Tu trebuie să fii disponibil, pregătit, să te sfințești, să te curești pe tine, ca El să poată să te umple. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, părtășia împreună, toate acestea pe care noi le știm toate, vedeți, ele sunt dovezi ale umplerii în viața ta. Nu înseamnă puseie de umplere, adică așa, zvâgniri, din când în când, hai, o umplere. Trebuie să fie constant. Trebuie să crești, să se vadă pe tine. Ești plin de Duhul lui Dumnezeu. Că mai sunt lucrări speciale, asta e altceva. N-are de-a face atât cu acest proces de umplere. Cu cât înaintezi în viața de credință, cu atât ar trebui să fii mai umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și asta trebuie să te rogi. Vom face o rugăciune oricum la sfârșit pentru fiecare. Acum rugați-vă pentru voi, nu pentru alții. Acea cercetare care totdeauna este așa de simplă. Poate uită un cuvânt, un verset, ceva ți-a vorbit. Tu nu ești departe de umplerea cu Duhul Sfânt. Parafrazez cuvintele Domnului Iisus. Tu nu ești departe. Dar poate încă nu ești acolo. Chemarea este pentru umplere. Este posibilă. Avem un Dumnezeu care ne-a dat Duhul Său ce Sfânt, ce mare dar. L-avem cu noi, locuiește în noi, doar să-L ascultăm. Acestui Dumnezeu bun și darnic să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.